un eveniment mai mult decât grav. Orașul a fost catalogat în istorie ca monoindustrial. Totdeauna combinatul a fost factorul care a generat viața în oraș. Nici noi nu ne-am așteptat la așa o reducere drastică. Am înțeles că a hotărât în ultimele zile să plece 799 de angajați. Este total nejustificat gestul pentru noi, în ideea că știm ce oameni calificați au fost acolo, știm ce dotări au preluat, dar probabil că șocurile astea în energie și lipsa comenzilor i-au determinat ca să treacă la măsuri atât de drastice. Poți acuzați că n-au respectat contractul de privatizare? I-au obligat să țină angajații? Din păcate, contractul s-a derulat pe perioadă de 5 ani și din momentul ăla au devenit fără obligații deosebite sau contractuale față de statul român. Ce ei soluție? Ce plăteau? Pentru ce plăteau la primărie? În relațiile cu municipiul, Câmpia Turzii, aveau, plăteau taxe și imposte locale pe terenuri și pe clădirile care le aveau în dotare. Atât. N-au purtat cu noi nicio discuție vis-a-vis de situația care se va crea în timp, decât noi știam că și-am intrat într-o combinație vis-a-vis de o acțiune desfășurată de către angajați, care pregăteau un material pentru patronul mare, Ziuzin, prin care să-l informeze că combinatul este în stare să producă, să facă performanță, să găsească piețe, să rezolve problemele economice. Și vis-a-vis de probleme economice, noi am fost dispuși să cooperăm cu ei și datoriile care le au față de noi au în timp niște datorii neplată taxelor. Aceste datorii am fost dispuși să intrăm într-un barter cu ei și să preluăm de la ei anumite bunuri care sunt ale lor. De fapt, bunuri preluate gratuit de la municipiu în momentul cumpărării. A fost un contract dezastros semnat. Dar spuneți-mi, în perioada năstasă, care este valoarea datoriilor pe care le au și ce reprezintă ele? La ora actuală au datorii peste 5 miliarde față de noi. Noi eram dispuși să reluăm de la ei stadionul, care de fapt a fost al municipalității, cantina, care de fapt a fost tot al municipalității. Și atunci, problema e că se compensau aceste obligații și se relaxau din punct de vedere economic în relația cu noi, cu municipiul. Deci a fost un punct pe care chiar eu personal am discutat cu juriștii lor și au fost foarte încântați partea română vis-a-vis de asta. Din păcate, se pare că strategia unei echipe care a hotărât din start să minimalizeze Câmpia Turzii și să transfere polul de producție la Târgoviște, n-a ținut cont de părerea părții române, s-a luat această decizie, suntem pur și simplu bulversați de situația creată și am încercat să ne evaluăm noi, ca municipiu și ca resurse pentru acești oameni. Dincolo de acest lucru, vor fi până la urmă 800 de persoane, majoritatea probabil din Câmpia Turzii. Sunt niște opțiuni de locuri de muncă pentru ei? După aceea există variante pe piața de aici? Din păcate nu sunt 800, că sunt aceștia sunt cap de familie. Dar mulțiți cu 1, 2, 3 persoane de familie și ajungeți la un număr care deja creează probleme sociale mari. Am înțeles că le dau 3 salarii brute, după care statul le acordă un an de șomaj. Este o perioadă, și vă spun asta, din fericire, în urma unor tranzacții făcute de noi și unor analize, în ultima perioadă s-au semnat niște precontracte cu firme străine, care doresc să intre în zona industrială. O firmă spaniolă, și asta este deja o certitudine, a semnat un precontract de cumpărare a terenurilor și a utilităților pentru o fabrică de bruse din cauciuc, care ne-a promis prin contract că vor angaja minimum 400 de oameni. Este o situație extraordinar de bună vis-a-vis de ce se întâmplă.
În viitor apar și aia certitudine. Macromexu este o fabrică de produse congelate care va fi o anexă a fabricii de pâine care funcționează acolo. Și ultima variantă este o fabrică de produse zincate care ne-au promis că vor incuba în jur de 100 de muncitori.